Suntem foarte aproape de capătul călătoriei prin lumea secolului I, prilejuită de a doua scrisoare către Corinteni. Redând alături de mustrări îndemnuri, sfaturi și experiențele sale dramatice, suferințe, dar și viziuni, cum am constatat data trecută, vezi capitolul 12, Sfântul Pavel face tot ce poate să-și zidească spiritual destinatarii și să le dezvolte o bună relație personală cu Iisus Hristos. Lucru deloc simplu, mai cu seamă de la distanță, pentru unii ce locuiau într-un oraș al fără de legii, corupt, infam, una dintre cele mai păcătoase și ușuratice dintre cetățile Imperiului Roman, precum Corintul. Or, biserica înseamnă un trup de oameni ce își doresc să trăiască sfânt, de dragul și pentru gloria lui Dumnezeu, care vor să trăiască pentru El și să-i slujească. Așa de adesea însă ne pomenim mai degrabă preocupați de propriile probleme decât cu propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu. Dar Domnul Iisus își iubește biserica. El s-a dat pe sine pentru ea ca să o curețe cu totul de păcat, să o purifice și să se poată prezenta cu fiecare credincios înaintea lui Dumnezeu, astfel încât să fie acceptat. Deși suntem foarte departe de ceea ce ar trebui să fim, datorită iubirii și ajutorului său, cred că ne mișcăm în direcția corespunzătoare. Și dacă biserica din Corint îl tot examinase și îl analizase, acum e rândul lui Pavel să le spună credincioșilor de acolo, în capitolul 13, să se cerceteze pe ei înșiși. Iisus Hristos însuși ne cere să ne inventariem riguros la răstimpuri. Examinați-vă viața personală, ce gândiți, ce credeți, ce faceți. Puteți spune că creșteți în credință? Trăiți în ascultare de Duhul și Cuvântul lui Dumnezeu? Stabiliți-vă fiecare astfel de momente de cercetare la răstimpuri. Aveți nevoie de dovezi temeinice și actualizate că Iisus Hristos este și lucrează în fiecare dintre voi. Pavel dovedește că dorește ca fiecare și toți să experimentăm acel fel de viață pe care a gândit-o Dumnezeu pentru noi și la care ajungem doar dacă creștem în mod constant în harul și cunoașterea lui Iisus Hristos. Această provocare are în vedere de asemenea să fim, cum scrie în versetul 11 din 2 Corinteni 13, sănătoși, desăvârșiți, îmbărbătați, cu un cuget și în pace. Cred că n-ați uitat că am pomenit și invocat recent mângâierea lui Dumnezeu, ajutorul său. El vine alături de noi ca să ne încurajeze și să ne întărească. Domnul dorește să facă asta și cu tine personal, astăzi. El poate și vrea să te ajute, să te ridice, să te susțină prin cuvântul său, prin mijloacele și darurile Harului și ale Duhului Sfânt care locuiește în tine, prin rodirea sa îmbelșugată din lăuntrul nostru, care trebuie să fie vizibilă și în afară. Pe măsură ce umblăm prin Duhul Sfânt, El va cultiva în noi și prin noi iubire și pace, care se vor manifesta și unii către alții în relațiile noastre. Aceasta este pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, făcută posibilă și adusă la dispoziția noastră prin sângele jertfei și crucii lui Hristos. Putem să trăim în această plinătate chiar acum, bucurându-ne în Domnul de glorioasa noastră mântuire. Iar când vom face așa, Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu noi. Să nu ratăm așa ceva. Vă dați seama? Nu sunteți singuri. Dumnezeu este cu noi, azi, acum, aici. Ce poate fi mai minunat decât asta? Așa că fiți recunoscători, lăudați-L, ascultați-L, urmați-L și vă va fi bine.